datul de la poporul român este străveche, având șobocia în zorii constituirii sale, în vatra vechii daci. Sărbătoarea creștină a nașterii Domnului are o semnificație aparte, prezint rezonanțe afective de înaltă sensibilitate și puternică intensitate. Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o valoare neprețuită prin originea și mai ales prin vechimea lor. Ele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și una dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Evenimentul de astăzi, intitulat Când s-a născut Domnul Sfânt, prefațează marea sărbătoare care se apropie. În cadrul acestui spectacol, organizat de Consiliul Local și Primăria Municipiului, în colaborare cu Corul Astra, veți avea în fața dumneavoastră patru formații care vă vor aduce spiritul Crăciunului. Spectacolul va fi deschis de corala preoților turdeni, condusă de preotul Sebastian Zăhan. Repertoriul pe care corala îl propune pentru astăzi este următorul: Gaz de mar, Orice veste minunată de George Dima, Îngerii păstorilor au strigat de Radu Antopie, Noi seara de Crăciun de Șerban Marcu și Plugușorul de Maxim Vasilii. Corala preoților turdeni, condusă de preotul Sebastian Zăhan. Thank you.
Thank you.
un semn de apreciere și prețuire din partea primăriei Consiliului Local, o diplomă semnată de domnul primar, cu mulțumiri pentru prezența dumneavoastră astăzi. Întreruptă pentru o perioadă, activitatea corală la Cutia Turții a fost reactivată în toamna anului 1990 de corul Voce Didactica Astra, iar din anul 1994 sub numele de Astra. Din anul 2007, dirijorul corului este doamna profesor dr. Rodica Gandafir, specializată în stilistica dirijorală. Încă din iarna anului 1990 sunt organizate concerte și cântece de stea, reunind corurile bisericilor din localitate și alte formații corale din țară. Anual, corul participă la o serie de activități culturale artistice, festivalul coral de primăvară, cu participarea unor coruri din țară și străinătate, concerte colinde, când s-a născut Domnul Sfânt, festivalul corale, serate culturale, expoziții de artă plastică și alte evenimente. Repertoriul corului Astra este foarte bogat și variat, cuprinzând piese renascentiste, clasice, romantice, prelucrări din folclor, muzică religioasă, colinde și cântece de stea. Repertoriul pe care corul îl propune în această seară este următorul. Iată vin colinzători de Tiberiu Beziceanu, Bună dimineața la Moș Ajun de Ion Costescu, Nouă azi ne-a răsărit de Dumitru Gechiriac, Florii de Dalbe de Gheorghe Șoima, La Vitlele Colonjos de Nicolae Lungu, Doamne Sfânt când s-a născut de Tiberiu Judiceanu, Noi în seara de Crăciun de Șerban Marcu, Colinda Judelui de Achim Stoia, Moș Crăciun de Șerban Marcu și Colindul Glopotelor de Valentin Teodorian. Corul Astra, subagheta dirijorului Rodica Strandafir. Înainte de a interpreta primul colind, o să dau cuvântul domnului Aurel Crâncer, administratorul corului Astra. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara, domnule primar, domnule viceprimar, domn și doamne consilieri! Stimați invitați, am ținut să spun doar câteva cuvinte despre activitatea de astăzi, întrucât de câte ori se apropie concertul nostru de colinde, realizat astăzi cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local, mă duce gândul la 1 decembrie 1991, când proaspăt înființatul Voces Didactica de atunci, participa cu, împreună cu dirijorul Cristian Trifan, la Alba Iulie, la Alba Iulia, la activitățile dedicate zilei unii. Dintre cei peste 40 de coriști care au fost prezenți acolo, cam 20 se află astăzi pe scenă. Deci rezistăm din anul 1990. N-am fost planificat să colindăm pe nicio scenă din Alba Iulia, pe cele de interior, ale casei de cultură sau ale altor instituții. Am colindat pe străzile cetății. Umblau oameni după noi. Umblau și cântau împreună cu noi cântece patriotice și colinde. În seara aceasta, corala preoțească, corul Astra aici de față și celelalte formații, corala bărbătească și formația melodii, sperăm să vă încânte. Ne bucurăm că ați fost venit alături de noi.
Amen.
până pe de-a 14 ediție a concertului de colinde din s-a născut un sunt la Cutia Târzii, eveniment organizat în Consiliul Local și Primăria Municipiului, colaborare cu corul Astra. Formația care va evolua în minutele următoare a fost înființată în anul 2010 la inițiativa domnului Alex Vasile, organistul formației. Membrii acestei formații se cunosc de peste 30 de ani, legând de o prietenie deosebită. Pe parcursul acestor aproape 7 ani, care îl numește sub numele de Melody, formația și-a format un repertoriu foarte variat, de la colinde, piese de muzică populară, ușoară, la muzică de petrecere, având prestații în multe locații pe plan național. Soliștii formației sunt Alina Moldovan și Valer Zamfirescu. Căldură ca să-i facă.
seara la toată lumea din partea formației Viola din Baia Mare. O să vă prezentăm în minutele următoare un purpuriu de colinde auzite de la moși și strămoși, acolo unde dumneavoastră cunoașteți colindul. Nu ne-am supărat dacă ați fi alături de noi. Le-am așezat într-o ordine cronologică, oarecum așa cum s-au petrecut evenimentele atunci de mult. Colosus în vremea aceea, în frumoasa Galilea, o fecioară viețuia, ce Maria se chema. Într-o zi Maria sta singură la casa sa, ca lumina cea de soare, îngerul Gabriel trase la sfânta fecioară. Îngerul i-a zis Marie, n-avea teamă, pace ție, și de-a fost.
copilaș din țara
Frumoasa găzduire ce ne faceți, nu plecăm din scenă fără un colin care mi s-a cerut.
un colin care a făcut citație istorie. Este mult adevăr în acest colin și probabil o să mai cântați odată în seara asta, alături de invitații pe care o să-i aveți în minutul următoare în fața dumneavoastră. Mulțumim, formație Melodii din Baia Mare. Corul Bărbătesc din Pinteuși Mare. Este că punctul pe care am văzut despre acest faimos cor. Primul concert l-a susținut de 1 decembrie 1918 în Șoncuta Mare, centrul districtului Doar, unde românii erau adunați cu micul mare, așteptând cu figurare să primească vești de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. De-a lungul anilor, corul din Pinteuși Mare s-a lansat într-o misiune artistică și educațională permanentă, cuprinzând în repertoriul lor cântece care vizau renașterea și menținerea în conștiința poporului a dragostei de neam și țară. Datorită calităților vocale și interpretative, mulți compozitori au scris și dedicat corului piese pentru interpretare. Gheorghe Dumitrescu, Ide Chirescu, Liviu Borlan, Constantin Albinte, Mircea Neacu, Zaharia Popescu și lista poate continua. Corul a obținut locul întâi la toate edițiile Festivalului Național Cântarea României, marile premii naționale de gen, a realizat schimburi culturale cu formații din Italia, Ungaria, Polonia, Ucraina, Republica Moldova și Elveția. Din 30 noiembrie 2003, conducerea corului este preluată de profesorul Andrei Dragoș, care promovează proiectul Cânte din Sufletul Neamului, un concert coral în 4 părți care cuprinde cântece patriotice, prelucrări din folclor, cântece religioase și colinde. Din anul 2003 și până în prezent, corul a susținut atât pe plan național cât și pe plan internațional diferite concerte în comunitățile de români din Paris și Toulouse, în Franța, la Milano și Torino, în Italia, în Arganda și Alcala de Henares, în Spania, în Salzburg și în Elveția. În decembrie 2010, corul este distins cu diploma și trofeul 10 pentru România, pentru perseverența și promovarea dragostei de neam și țară prin vechiul cântec patriotic. În august același an, corul a participat la concursul național Românii au talent, cu dorința de a expune arta promovată și mesajul deosebit pe care îl transmit cântecele pe care le interpretează. Un punct de referință în activitatea corului constituie colaborarea cu Centrul Universitar din Timișoara, care vine din aprilie 1987 până în prezent. Sigur că un rol important în cadrul acestui cor îl are solistul Valer Zanfirescu, iar corul este utilizat de profesorul Andrei Dragă.
Din cer cuvânt
Dorinda s-a născut aici, în centrul Europei, în
așteaptă Maramureșul. Maramureșul păstrează cel mai bine tradiția ancestrală. Păstrează rădăcina acestei nații. Atâta timp cât noi o să păstrăm aceste rădăcini, deci tradiția, cultura tradițională și limba română, care este patria mea, cum spunea Mare Nichita, atâta timp noi vom fi români. Păi nimic nu e deosebit de alții. Sigur, avem noi bunătatea aia noastră, răbdarea interminabilă, ca să ne plece alții la cap, pentru alții expresie, dar limba română și tradiția este buletinul de pașaportul nostru în lume. Ne-am cântat acum lângă corul extraordinar. Am fost în sala mare a primăriei din Viena. Au mai fost 70 de cor. Tapata de culoare a fost la Cejoar. Am cântat un omioriță datorită faptului că nașterea lui Iisus Hristos este legată de oaie. E cel mai blând animal care este pe pământ. Iar străbunii noștri au fost păstori. O să încheiem scurtul nostru concert cu colinda care ne-a făcut de fapt. Vestiți în draga țară, vin colindătorii, cu prietenul nostru Vampirescu, dar invită scenă și pe ceilalți, de fapt, în ziua în orchestrală, mai sunt prin Cheușeni. Noi suntem un sătuc mic, nu suntem un oraș, prindim nila publică, așa se întâmplă, așa fac artiștii și în modul nu sărac, și o pregătățând pe Bătania, la scursă. Dea Dumnezeu să avem răbdare și speranță odată și odată și în țara asta va fi mai bine și vom alege niște oameni care într-adevăr iubesc poporul român. Să ne
arme, tot cu mâini întinse, lărui lăr. Pe la porți străine, ce ne stau închise, lărui lăr. Vin colindătorii, cum veneau odată, lărui lăr. Să vă mulțumim tare mult, l-am invitat pe domnul primar să fie puțin alături de noi, ca așa să cade. Să ne și cunoaște. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă gândeam în timp ce urmăream spectacolul că în doar câteva luni de zile am reușit să vă oferim dumneavoastră cetățenilor din Câmpia Pursii spectacole diverse, de muzică populară, de muzică ușoară, spectacole de teatru, valsuri și tangouri la Câmpia Pursii, spectacole de operă și operete. Și iată că în această seară încheiem cu un spectacol coral de excepție. Mă gândeam că în sfârșit, cultura a reînviat la Câmpia Pursii. Și cred că astăzi pot afirma cu tărie că am reușit să punem cultura pe făgașul ei normal. Făgașul prin care vă oferim dumneavoastră sentimente și trăiri și vă oferim posibilitatea să simțiți frumos. Și pentru toate astea, trebuie să le mulțumesc tuturor celor care astăzi pe scenă ne-au încântat cu colindele tradiționale românești. Promit să vă mai invităm la Câmpia Pursii, pentru că ne-a făcut o reală plăcere să vă avem în mijlocul nostru, la fel cum aceeași plăcere am avut-o și față de corul Astra, pe care cred că merită aplauzele dumneavoastră. Nenumărate generații de public. Permiteți-mi, în numele Consiliului Local și a Primăriei Câmpia Pursii, să vă ofer o plachetă și o diplomă. Și domnului Valer Zanfirescu, trebuie să vă mulțumesc pentru
formației Melody din Baia Mare. Domnișoarea Alina Moldovan. La ora 17. Vă mulțumim încă o dată că a fost alături de